Vezi că pici! Pe bune, gata! Ce-i baiul? Ce te uiți așa? Cred că și-au pierdut memoria sau ceva. Unde-i mami? Băi și fete, dacă tot vine Crăciunul, avem o promoție nouă, pentru că n-am mai băgat de multă promoție, așa că dacă intrați pe linkul din descriere și vă faceți cont, aveți 40 de lei gratis plus 200 de rotiri la Shining Crown! Fără depunere, fără nimic. Dacă vreți și depuneți și aceste opțional, mai primiți încă 300 de rotiri extra la orice IGT. Așa că doar intrați pe link, vă faceți cont și primiți 40 de lei gratis și 200 de rotiri la Shining Crown fără depunere și încă 300 de rotiri la depunerea minimă. Așa că... Bun, băie și fete, am dat drumul la camere peste tot, Andrei este living, dă cu aspiratorul și eu o să mă duc în bucătărie, o să mă prefac că mă urc pe mobilă, nu știu ce să caut, cad jos, dau cu capul și îmi pierd memoria, așa că îs curios să vedem cum o să reacționeze. Bă, dar vă jur că mi-e frică să mă arunc de pe mobilă, trebuie să-mi fac curaj. Pe fața, Andrei. Good, good. Good, good. Dau cu aspiratorul. De ce, bă? Mi-e cam foamă un pic. Și mie, vrei să facem pastele alea pe care le-ai făcut tu, dar să le facem cu brânză. Paste? Sau vrei supă? Supă? Supă cremă. Nu știu, stai așa, vreau să iau ceva de sus. Mamă, ar trebui să-mi fac astea de aici. Ce? Sucările astea. M-am găsit caricatura aia de mi-am făcut-o la pui. Da? Vrei să o punem undeva? Au! Au! Bă, ce faci? Ce faci? Păi, ești pe bune? Alo? Ce-ai puțin? Ce-ai făcut? Băi, gata. Hai să... Bă, termină. Ce? Sună ambulanță, știu, ok? Zici ceva. Iubirea mea, pune ceva, pune ceva. Te doare rău? Poți să te ridici? Hai, spune ceva, serios, mă speri. Te-ai lovit la cap? Bine. Băi, pe bune, hai, vrei să sună ambulanță. Spune ceva, ești ok? Iubirea mea. Băi, pe bune, hai, mă speri. Hai să mergem în cameră. Hai, întinde-te aici. Ce cameră? Hai, în dormitor. Unde în dormitor? În dormitor, în cameră, hai, încerc. La unde ești? Cum adică? Unde ești? Cum adică unde ești? Ești în living. Unde e living? Hai, da. Încearcă să ridici. Te doare tare? Ce să mă doară? Capul. Ai loc, nu te-ai lovit la cap. Ce să mă lovesc la cap? Ai căzut, cum adică? Hai, serios, ridică-te că mă sperii. Hai, te rog. La unde să mă ridic? Te ridici de jos. Hai. Eu stau în pat. Nu stai în pat, ești pe jos. Sunt în pat. Pune mă sperii, nu fă din astea, hai, da. Sună ambulanță, serios. De ce? Păi te-ai căzut și te-ai lovit, cum adică de ce, pe bune? Eu stau în pat. Nu stai în pat, ești pe jos. Hai sus, te răcești. Hai, te rog, hai, ridică-te, hai. Hai în cameră. Băi, ține-te, serios. Da, mă țin. Hai, hai să mergem în cameră. Da, sus în cameră. Păi ești în cameră, hai să te țin. Încet, poți? Hai, serios. Vrei să-ți aduc apă? Hai, serios, spune ceva. Deci mă sperii, serios. Hai, vrei apă? Ce vrei să-ți aduc? Pune. Ce-i baiul? Ce te uiți așa? Deci pe bune că mă sperii. Eu, iubirea mea, nu faci așa și spune-mi ce. Ce simți? Nimic. E rău? Nu. Te doare capul? Stai să-ți aduc apă. Stai aici. Apă? Da, stai aici. Ia, bea apă. Nu vreau. Da, bea un pic. Dar tu cine ești? Cum adică? Cine ești? Cum adică cine ești? Ești pe bune? Hai, nu mai speria și bea apă un pic. Hai, bea un pic de apă, te rog. Cine ești? Cum adică cine ești? Nu vreau nimic. Dar ce ai? Dar cine ești? Bă, deci mă supăr și mă sperii. Hai, aici termină. Unde suntem aici? Bă, dar nu fă așa. Cum adică? Nu. Gata, eu sunt la ambulanță că mă sperii, serios. Da? Unde ești? Suntem acasă. Ce casă? Suntem acasă la noi. Unde e aici? Ești în București. Nu, tu cine ești? Hai că deja aici ne simți. Ești pe bune? Deci mă sperii, spune-mi ce să-ți dau. Nu fă așa. Ce să-ți fac, spune? Ce te doare? Ce baiul? Da, zi-mi, unde mă duc? Trebuie să plec undeva? Nu, stai aici. Plec. Nu pleci. De ce? Unde să pleci? Unde? Vezi că pici! Băi, pe bune, gata! Vino în pas și stai până când vine ambulanța. Vino sus! Mă supăr, serios! Gata! Unde sunt? Hai, nu! Nu faci așa! Vino sus, te rog! Deci, serios, gata! Vino sus! Mă supăr! Dar de ce te mă supăr și mă speri! Vino sus! Hai sus! Gata! Deci nu mai să la discuți! Te doare ceva? Cine să mă doară ceva? Pune-mi! Da. Sună ambulanța să știu ce să le spun! Hai, întinde-te! Hai, te rog, încerc! Nu mă atinge! Hai, te rog, întinde-te cât ești amețit! Nu mă atinge! Unde e maica mea? Nu aici. Păi unde e maica mea dacă nu e aici? În Franța. De ce e în Franța? Pentru că acolo locuiește. Păi și eu sunt în Franța? Nu. De ce nu sunt în Franța? Deci hai, termină, întinde-te, te rog și gata, și trebuie, hai. Deci gata, mai supăra. Deci sună ambulanță, spune-mi ce simți. Bine. Alo, bună ziua. Da, prietenul meu a căzut de sus, undeva de la un metru și ceva și a căzut pe spate și s-a lovit la cap. Mami. Și da. Vreau să vorbesc cu mami. Nu, termină. Vreau să vorbesc cu mami. A căzut pe spate, s-a lovit la cap și de când a căzut, cred că și-a pierdut memoria sau ceva. Unde e mami? Da, Cosmopolis. Dacă...
Vine mami? Da, te rog cât mai repede că nu e ok deloc. Bine, mulțumesc. Am sunat la ambulanță. Vine mama. Nu, hai întinde-te, te rog. Hai, o spus te întind și să stai liniștit. Și o să vină imediat. Nu mă atinge. Dar te, deci mă sperii, jur că plâng. Hai, întinde-te, te rog. Și... Nu mă atinge. Vrei să sun pe maică ta? Nu. Dar ce vrei să fac? Dar unde? Cine ești? De pui atâtea întrebări. Cine ești? Iubita ta. Hai aici, te rog. Nu mai fă așa că mă sperii și hai, întinde-te, serios. Hai, stai liniștit până vine. Cine vine? Vine ambulanța și nu ești la spital. Nu. Ba da, că nu ești bine. Nu, nu, termină. Și nu mai... Bă, dar nu te mai agita aici, vino. Ce faci? Caut. Ce cauți? Ce cauți? Nu știu. Ce cauți? Hai în pace, nu mai te plimba. Bă, dar de ce mă stresezi atât? Hai. Bă, lasă-mă. Hai, serios. Hai să te culci. Hai. Lasă-mă. Vino și ține-te de mine și hai. Au. Ce au? Mai plec de păr. Hai, pune-te. Ți-e rău? Bă, dar tu cine ești, bă, de-mi pui atâtea întrebări? Eu sunt iubita ta. Tu ești iubițelul meu. Și să mă bucurești, tu ai căzut și te-ai lovit la cap. Și acum nu mai știi de tine și o să mergi la spital și o să fiți bine. Bă, iubirea mea, dar nu mai fă așa. Nu fă așa. Ți-e frig? Vrei să-ți dau geaca pe tine? Hai să te acopăr. Serios, nu fă așa. Ce-i baiul? De ce te uiți așa la mine? Tu ești pe bune, tu chiar nu știi cine sunt? Hei, vorbește cu mine. Spune ceva. Băi, deci pe bune nu mai fă așa, mă sperii. Spune ceva. Nu, deci serios, termină. Nu faci așa. Gata, o să fii bine. Ba da, o să fii bine, crede-mă. Ba da. Dar stai odată liniștit. O să-mi dai la ambulanță. Hai să-ți dau geaca. Alo? Da, bloc? Chiar aici am colț. Da, la etajul... Da, dar nu-i, nu-i... Gata, fie... gata, nu! Nu, 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 nu! De ce ai sunat la ambulanță? Deci pe bune că mă sperii, gata. Vine acum și gata. Nu vine nimeni. Ba da! Nu mai spui așa și stai jos! Stai, joc. Mă, nu, e prank! Stai jos! E prank, nu m-a făcut nimic. Ești nebun la cap. Sună și zice să nu vină. Să te ia prank, chestii, am să filmat. Te am filmat. Bune, cu ce? Am filmat și dincolo, era pornită camera. Ești nebun la cap să vină, să te ia să te ducă la psihopat. Păi ce facem acum? Zile să nu vină. Eu nu le zic. Zile nu, să vină să te ducă la nebun, că ești nebun. Eu mă prefac. Dar cum să glumești cu așa ceva? Sună și zice să nu mai vină. Sună și vorbește. Nu sunt că mi-e rușine. Păi atunci vine după tine. Bă, dar tu nu ești normal. Da, vine. Te rege. Mergem jos la ambulanță. Ce-a merit? Scoate cheșul, frate. Bun, băieți și fete, după o mică conversație cu cei de la ambulanță, au înțeles că a fost o glumă, să zic așa, dar am primit amendă. Și da, a fost foarte, foarte cringe. E doar vina ta. Nu măcar o să comentez chestia asta, da? Adică ar trebui să-mi dai și mie daune morale pentru ce ai făcut. Da? Mm-hmm. Chiar m-ai crezut? Da! Eu cred că dacă ai făcut-o așa, nu te-aș fi crezut. Păi te-aș fi lăsat pe jos. Eu chiar m-am panicat și când am văzut că încep să faci din aia, am zis, ai, viața mea, ce fac, ce fac? Ce are omul ăsta? Nu mai știam de capul meu să mor eu. Da, băieți, deci nu o să spun suma amenzii, pentru că nu știu să le zic. Mai bine nu, că oricum e destul. Ui, oricum, nu s-a meritat. S-a meritat doar dacă apăsați voi pe butonașul de like și subscribe, băieți, și vă mulțumim de vizionare. Dacă mai aveți prank-uri și nebunii de-astea, scrieți în comentarii și dați like și faceți tot. Da, nu mai faceți așa ceva și nu-l susțineți în așa ceva, pentru că e foarte greșit. Din toate punctele de vedere, ești nebun. Vă pupăm și vă iubim. Bye, bye. Bye, bye.